Ce lunile noiembrie și decembrie 2022 pentru școala gimnazială de Leș și școala gimnazială Poian. 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fizibilitate a indicatorilor tehnico-economice al devizului general pentru obiectivul de extindere sistem de alimentare cu apă în comuna de Leș, județul Iași, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea graficului de ședințe ordinare pentru trimestrul 1-2023 a Consiliului Local de Leș. 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului Local de Leș, județul Iași. 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere numărul 2889 din 17.03.2021, încheiat între UAT Comuna de Leș, județul Iași și Asociația Profesională a Crescătorilor de Animale Mari, Mici și Păsări din Comuna de Leș, județul Iași. 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului anual de achiziții a achizițiilor publice pentru anul 2023 în primă formă în Comuna de Leș, județul Iași. 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune numărul 5030 în 3-5-2019, încheiat între UAT Comuna de Leș, județul Iași și doamna Buzumurdă Maria. 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ajustării prețului pentru apă industrială pentru întreaga are de operare a apa vital ESA. Pe ordinea de zi suplimentară avem un număr de două proiecte. 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism al Comunii de Leș, județul Iași. 2. Informare cu privire la încheierea contractului pentru obiectivul de investiții continuare lucrări înființate distribuție gaze naturale în Comuna de Leș. La informări la drept pe domnul primar cu privire la ultimele evenimente petrecute pe raza Comunei de Leș, directorul școlii gimnaziale din Comuna de Leș, ceea ce privește situația investițiilor și a colaborării cu autoritatea publică locală anul 2020, obținerea premiului și medalia de excelență în educație parentală de către școala gimnazială de Leș la gala de excelență în educație parentală în data de 8-12-2022, Iași. Raport cu de conturi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține. Împotrivă, mulțumesc. Da, îi dau cuvântul domnului secretar să ne citească. Da, președința ordinară din data de 21.11.2022 a fost adoptată în număr de 9 hotărâri, după cum urmează. Hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, hotărâre cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor privind la naveta cadrelor didactice, hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Comunei de Leș,
Hotărâre cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune numărul 6247/2020. Hotărâre cu privire la aprobarea reorganizării, actualizării și modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării Comuna de Lenea ediția 7-a a concertului de Crăciun. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării unor manifestări culturale în luna decembrie 2022. Hotărâre cu privire la aprobarea programului de lucrări ce vor fi executate cu forță de muncă manuală pentru anul 2023. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Și ședința extraordinară care a avut loc în data de 13-12, unde a fost adoptată o singură hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Pentru început dau cuvântul directorilor de școli pentru situația investițiilor și a colaborării cu autoritatea locală în anul 2020. Ok. Mulțumesc frumos. De când am funcția de director la școala gimnazială de Leni, chiar de la începutul anului calendaristic din 17 ianuarie, la 2022, pot să spun că am avut o colaborare foarte bună cu primăria și Consiliul Local. Cu ajutorul autorităților locale am reușit și am finalizat proiectele propuse pentru anul 2022. Am să menționez aceste proiecte. S-a finalizat amenajarea căii de acces la corpul B de la școala gimnazială de Leni. Valoarea proiectului a fost de 178.441,64 de lei. De asemenea, s-a finalizat reparația gardului și a zidului de sprijin la școala gimnazială Maxud, gardul din spatele corpului B al școlii, cu valoarea de 129.640 de lei. Și reparația terenului de sport, de asemenea la școala Maxut, în valoare de 64.206 lei. Aceste toate trei investiții au fost finanțate din bugetul local. Vă amintesc și realizarea proiectului prin proiectul POCU, prin care s-a achiziționat pentru elevii școlii de Leni și cadrele didactice ale școlii de Leni un număr de 657 de tablete și 41 de laptopuri, dispozitive pe care elevii noștri le folosesc în timpul orilor și, de asemenea, profesorii în procesul instructiv educativ. Menționez că sala de sport de la Maxut, care deja este finalizată, în curs de finalizare este și terenul de sport de la Deleni, vor aduce o plus valoare activităților educative referitor, respectiv activitățile sportive pentru elevii noștri. Menționez de asemenea susținerea de către autoritățile locale a proiectelor extrașcolare. Mulțumim și pe această cale pentru susținerea proiectului After School, acolo unde 60 de copii, atât de la școlile Maxut, de Leni și Poiana, frecventează activitățile remediale după programul școlar, beneficiază de masă caldă și, așa cum discutam cu domnul primar în zilele anterioare, chiar se văd rezultatele acestui proiect. Am fost susținut în implementarea proiectelor județene, care sunt avizate de către inspectoratul școlar. Comara din labirintul lecturii și tradițiile aduc bucurie și să menționăm și susținerea pentru grupurile folclorice, unde elevii noștri fac parte din aceste grupuri. Mulțumim pe această cale Consiliul Local, Primăriei Comunei de Leni, și ne dorim și pe viitor să avem o colaborare tot așa de bună cum am avut și în 2022 și să realizăm proiecte frumoase pentru copiii din comuna noastră. Mulțumesc și sănătate și sărbători bine! Da, la școala gimnazială Poiana, ca investiții au fost recepționate grădinița Feridenci și corpul la școala gimnazială Poiana. În rest, la fel ca și colega mea, mulțumiri pentru sprijinul acordat activităților extrașcolare, Copa Respect, excursia organizată pentru elevii premianți, susținerea pentru folcloristica în cazul nostru, care a fost benefică și activitatea a fost foarte frumoasă.
Tabletele, laptopurile, nu vreau să repet ce repetatea, pentru că avem multe la comun. Eu pot să spun doar în momentul în care am solicitat ceva, răspunsul a fost prompt și pozitiv tot timpul și sunt sigur că va fi la fel în continuare. Mulțumim! Sărbători fericite, să vină moșul cu cadou. Mulțumim la fel! Sigur, toți de aici au fost mai mulți. Mulțumim! Trecem la ordinea de zi. Mai mă rugăm intim, îmi cer scuze că trebuie să ies. Vreau să sunteți aici anticrepări la școlii Mătrânarea de Leni. Să aduc în atenția dumneavoastră, cu siguranță știți lucrul ăsta, pentru că sunteți direct implicați, mă refer în primul rând la dumneavoastră, doamna director, și la domnul Marius, pentru că colaborăm foarte bine. Să aducem în atenția Consiliului Local și în atenția celor din Comuna de Leni că Fundația Holtis și UNICEF în România a acordat premiul și medalia de excelentă în educația parentală școlii gimnaziale de Leni în anul 2022. Este în cadrul galei de excelență care a avut loc la Iași. Este o distincție care recunoaște meritele și implicarea școlii de Leni în ceea ce privește educația, în ceea ce privește colaborarea cu părinții. Și este un lucru care zic eu că până la urmă încununează efortul pe care îl depun atât cadrele didactice, copiii, părinții, noi ca și administrații, pentru că acest premiu vizează și colaborarea dintre administrația locală și școlile din școala de Leni, în primul rând, pentru că școala de Leni vorbim acum, dar în general și școlile din comuna noastră. Și eu zic că este un lucru care ne încurajează și ne confirmă faptul că ceea ce facem, facem bine și că trebuie să continuăm lucrul ăsta. Da? Mulțumim frumos pentru informare și vă dorim să aveți sărbătorii. Mulțumim și noi. Trecem la ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare de rectificare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Prezintă domnul Bobov Mihai. Această ultimă rectificare a bugetului majorează veniturile, costă 61.460. Suma, am primit-o mai întâi de la Consiliul Județean, 16.420. Sumele deviate pentru echilibrarea bugetului local printr-o hotărâre de guvern de pe 19 în luna curentă, 103.000. Și 42.040 sume alocate prin impozitul venit și pentru echilibrarea bugetului local și la direcția financiară. Noi ne-am propus să repartizăm la capitolul 59 autorități executive, 58.046 la cheltuieli materiale și 103.000 la 84 transporturi, drumuri comunale. Oricum, e prea târziu acum, ca să mai putem folosi, o să rămână mai excedentul bugetar și o să avem mai de mână la anul pentru bugetul nou. Mulțumesc! Dorește cineva să iei cuvântul? Da, aș putea să fac eu o mică intervenție dacă și așa oamenii banii ăștia târziu și nu mai sunt alte cheltuieli care să fie poate făcute acum câteva zile și vrem să le dăm la drumuri, poate avem în vedere să le dăm partea de alei pietonale. Pentru că drumuri fără alei pietonale știm că sunt drumuri periculoase. Și așa, anul ăsta nu s-au reușit să construiască alei pietonale în comun și eu aș avea rugămintea pentru dumneavoastră și pentru conducerea primăriei să trecem pentru anul viitor în programul de activitate, de lucrări și continuarea aleilor pietonale, pentru că vedeți că sunt foarte folosite și foarte bune și bine primite de către cetățeni. Cred că o să găsim înțelegerea să putem anul viitor să realizăm continuarea aleii de la școală până la dispensar,
în Maxut, iarăși, legătura de la școală până la biserică și în alte locuri în care știm că sunt probleme și zone mai periculoase. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, nu știu, n-aș fi vrut să intervin la subiectul ăsta, dar să știți că domnul Boboc într-adevăr a spus că banii aceștia, când au fost solicitați, erau pentru plata anumitor utilități care la data respectivă nu erau achitate. Ele au drept scop plata unor cheltuieli pe care anumite primării nu reușesc să și le facă. Noi am reușit datorită faptului că am avut o colectare la nivelul așteptărilor, aș zice eu. Am reușit să ne achităm până la data intrării sumei în conturile primăriei și de aceea suma aceasta a fost repartizată la capitolul 84. La capitolul 84 am repartizat suma luând în considerare faptul că e posibil să avem o iarnă mai deosebită, e posibil să fie nevoie să alocăm resurse mai multe acolo, asta în cazul în care va fi nevoie. Legat de aspectul precizat de domnul inginer Sala, cu siguranță noi vom avea o discuție luna ianuarie, în care vom analiza tot ce ne propunem pentru anul 2023. Anul 2023 va fi un an cu multe lucrări la nivelul Comunei Belen, în ceea ce privește infrastructura apă, canal, infrastructura gaz. Sunt lucrări care vor crea un anumit disconfort la nivelul localității noastre, dar după ce le vom finaliza, vor aduce un confort sporit. Legat de drumuri, de alei pietonale și toate lucrurile astea, cu siguranță că ne preocupă și le vom analiza funcție de cum vor evolua aceste lucrări de infrastructura de apă, canal și gaz și funcție de resursele financiare care vom avea. Dar cel mai important lucru, să știți că nu neapărat este resursa financiară, cel mai important lucru este că marea majoritate a drumurilor din comuna noastră, pentru că comuna de Len este o comună vechi, o comună care nu s-a format acum 40 de ani sau 30 de ani, este formată acum 100 și ceva de ani. Străzile la noi sunt așa cum sunt, înguste, cu posibilități limitate în ceea ce privește construirea de alei pietonale și așa mai departe. Vom aborda lucrul ăsta așa cum l-am abordat cu drumurile făcute prin Compania Națională de Investiții și acolo unde ne permite acest lucru. Vom merge cu rigolii carosabile care se poate fi folosite atât de pietoni cât și de cei care folosesc mijloace de auto. Dar eu zic ca discuția aceasta să o focusăm în luna ianuarie când vom avea bugetul spre dezbatere, pentru că după cum știți, Guvernul României după foarte mulți ani de zile a reușit să aprobe un buget pentru anul 2023 în luna decembrie, ceea ce este un lucru extraordinar. Ne va da posibilitatea să ne facem foarte bine temele, să analizăm foarte bine prioritățile și proiectele pe care vrem să le implementăm în anul 2023 și eventual chiar, eu cred cu tărie, că în luna februarie vom avea bugetul aprobat și funcțional. Ceea ce este un lucru extraordinar. Știți că am avut ani când era luna mai și noi încă nu aveam un buget funcțional. Dar ne preocupă lucrul ăsta și vă invit și vă invit ca luna decembrie să ne implicăm activ în ceea ce înseamnă găsirea de soluții pentru toate lucrurile care interesează și ne interesează și pe noi la nivelul Comunii de Len. Mulțumesc! Supun la vot cine este pentru, împotriva, abținere. 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor privind naveta cadrelor didactice, celulele noiembrie și decembrie 2022 pentru Școala Gimnazială de Len, Școala Gimnazială Poiana. Prezentul domnul Boboc. La Școala de Len, pentru 37 de persoane, este inițială suma din 9.700, iar Poiana pentru 40 de persoane, 16.100, total sumă solicitată 25.100, sumă există în buget încă din la primul buget că le-a aprobat. Ai luna a doua lucrurile. Întrebări? Supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc! 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții extindere sistem de alimentare cu apă în Comuna de Len, județul Iași, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru
realizarea obiectivului. Prezintă domnul primar. Stimați colegi, știți că noi pe Anghel Salini, prin programul național care este finanțat de Guvernul României, am depus proiectul pe extindere rețelei de apă, pentru că cu toții am văzut că în ultima perioadă apa a devenit o problemă majoră la nivelul localității noastre și nu numai la nivelul localității noastre, la nivelul mai multor localități, datorită secetei pedologice. Am finalizat documentația și studiul de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de apă în comuna de Lene. Este vorba de aproape 15 km de rețea de apă, unde vom avea cei 15 km plus 400 de branșamente care vor fi făcute la 400 de gospodării. Valoarea totală a acestui proiect, tot cu TVA, este de 8,7 milioane de lei. Pe lângă, dacă adăugăm aici și cei 13 milioane de euro, care tot pe segmentul apă, canal, se va duce, anul 2023 va fi un an foarte important cu lucrări majore în ceea ce privește extinderea sistemului de rețele de apă și sistemului de canalizare. Eu sper că vom reuși să facem față cu brio și vom reuși să gestionăm disconfortul care va fi creat. Pentru că tot ce înseamnă lucrări de canalizare, de apă, creează un anumit disconfort. Sper să cei care vor fi desemnați câștigători în urma licitației, pentru că noi totdeauna așa am lucrat cu ei, să avem o discuție la început prin care să stabilim linii de comunicare, modalități de lucru și să nu ne trezim cu kilometri întregi de șanturi săpate, lăsați cu săptămânile și cu lunile neascupate și așa mai departe. Deci o să fiu foarte atent la lucrul ăsta și voi încerca să impun un anumit mod de a lucra ca disconfortul să fie cât mai mic. Cât mai mic posibil și nu a la loc. Adică să ne trezim că săpăm și uităm să mai ascultăm. Pentru că asta este cea mai mare problemă care se întâmplă la lucrările astea. Eu zic că este un proiect de care comunitatea noastră are nevoie și avem obligația să-l gestionăm bine ca să reușim să-l implementăm. Încă 15 km de apă, pe lângă cei 17 km de apă care vor fi implementați prin POEM și cu alte lucrări care deja le facem, o să atingem un nivel, zic eu, rezonabil în ceea ce privește asigurarea apei potabile în toate zonele din comuna noastră. Pentru că ați văzut, chiar dacă a mai fost ceva precipitație în ultima lună jumătate, pânza freatică este tot foarte jos și apa în fântâni nu a revenit așa cum ne-ar fi așteptat noi. Dacă dumneavoastră doriți să facem anumite discuții, eu stau la discuții. Da, eu aș vrea să rog pe domnul să ne reamintească care e calendarul pentru proiectul ăsta. Acum aprobăm vizul de vizabilitate, urmează licitația sau calendarul deja este următor. Dacă se semnează contractul cu Ministerul Dezvoltării, după semnarea contractului cu Ministerul Dezvoltării, Primăria Comunii de Lene scoate la licitații. Dacă lucrurile decurg bine, ar trebui să nu dureze mai mult de două luni și un pic, să spunem așa, procedura de licitații. După semnarea contractului încep lucrările. Noi nu o să punem un termen foarte mare la termenul de execuție. O să mergem pe un termen mic. O să scoatem la licitații, proiectare și execuții ca să câștigăm timp. Pentru că dacă scoți la licitații, proiectare, tot 2 luni de zile durează licitația, după care mai trebuie să mai aștepți încă 2 luni ca să scoți la licitație execuția. În momentul în care scoți proiectare și execuții, mai discutezi din treaba asta. Poate la începutul verii să apuce de treabă? Sau? Da. Asta este estimarea pe care o avem noi. În luna aprilie sperăm să începem lucrările pe POIM, pentru că acolo deja este în procedură de licitații lucrările de la DLM pe apă și canal pe POIM. Sunt în procedură de licitații, sunt depus oferte, se analizează, se lucrează la documentații. Mă înțelegeți? Sunt proiecte de valori mari, mai au altă variantă. Cum să vă spun, ăștia sunt pași pe care trebuie să-i faci. Și eu zic că o să fie bine. Și așa, numai cei 15 km, cam
care să... Dacă o să... Pentru reamintire. Dacă o să vă uitați pe documentație, aveți toate străduțile trecute aici. Și pentru că noi le-am aprobat. Aceste străzi le-am aprobat în ședința Consiliului Local, adică pe dumneavoastră. Ca să știe cetățenii. N-aș vrea să le mai iau o dată, că sunt foarte multe, dar ele, să știți că sunt fix exact așa cum a fost aprobat de dumneavoastră. Adică nu s-au făcut modificări, nu s-au făcut alte lucruri la aceste străzi. Sunt în jur de 33 de străzi. Da. Mulțumesc, faci întrebări? Da, când ați voi. M-am gândit că atunci când vor începe unele lucrări cu unele străduțe, deși fiind în puste, dacă se poate, din punct de vedere al circulației, să creăm un singur sens de circulație. Dacă sunt străzi adiționale prin care se poate, ca să fie mai, să nu mai fie certuri, nemulțumiri, să avem în vedere și lucrul acesta. Putem să facem un lucrul acesta, fiind unul comunal, pe un tărâi consiliu local. Acolo există posibilități. Și tot vorbind despre lucrul acesta, e posibil ca și acum, la sfârșit de an, dacă aveți în vedere, să închidem prosonul acesta de drum de aici, de la dispensar, de la farmacii, până la Profi, că sunt străzi ocolitoare care pot să... Dar de ce nu trebuie aprobare pe domnul județean, da. Nu să le închidem pentru că nu se aprobă lucrul ăsta. Nu se aprobă. E un disconfort pentru foarte mulți. Și noi care îi parcem la sărbătoare și ceilalți care vor să... Da, mulțumesc frumos. Pentru cei care sunt localnici din comuna de Leni, și care cunosc comuna cu siguranță foarte bine, nu poate fi un disconfort dacă vrea să evite centrul comunii. Pentru că el știe foarte bine că are cel puțin două alternative, care poate circula fără să deranjeze. În momentul în care ne-ar fi aprobat, să spunem așa, sau am fi blocat această stradă, gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni care doresc să ajungă la Cămin, la primărie, sunt oameni în vârstă și ar fi trebuit să meargă pe jos de la dispensar, să ajungă până... Și eu, să știți că am văzut foarte mulți oameni în vârstă care se deplasează foarte greu. Și până la urmă, noi avem cele două esplanade de aici din fața primăriei, unde cetățenii încap 2000 de oameni fără niciun fel de problemă și nu trebuie neapărat să blocheze drumul principal. Noi o să asigurăm așa, o să asigurăm parcare în curtea școlii la corpul B, adică pentru așa, o să asigurăm parcare în spate la... acolo unde avem noi cele patru apartamente în spații la Paselic. O să asigurăm parcare pe străduța Sfântul Andrei în sus, adică nu o să dăm sub nicio formă voie să se parcheze mașinile, să facă blocaj aici. Dar dacă vine o lăsat pe cine ar de lăsat, să duce, parchează mașina în zona cealaltă și eu zic că va fi bine. Sper să fie vreme bună, sper să participe cât mai mulți concetățeni de ai noștri, pentru că să știți, toate pregătirile care le facem noi și tot efortul pe care îl depunem este ca oamenii să participe și să bucure de lucrul ăsta. Din parte din noi, gândul de a crea un disconfort. Iar pe cei care sunt localnici ai noștri și circulă cu mașinile, îi rog și îi recomand, dacă vor doar să traverseze prin zona centrală, să folosească strada Primăverii de la Troița, de la Cimitir, sau să folosească strada Făgădău, sau pe la Dimitrie Cantemir, Sfântul Andrei și iese la Profi și de acolo nu au niciun fel de... Aici că vor fi prezenți cei de la jandarmerie, cei de la poliție, adică acest eveniment va fi gestionat și cu sprijinul forțelor de ordine de la nivelul Ministerului Intern. Mulțumesc. Mai are cineva întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Cine? Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea grafului de ședințe ordinare pentru trimestrul 1, 2023 al Consiliului Local de Leni. Prezintă domnul secretar. Da. Propunerile noastre pentru trimestrul 1 al 2023 sunt ca ședința Consiliului Local care aibă loc în ianuarie pe data de 30, având ca și tematică raportul execuției bugetare la 31.12.2022, numire reprezentată în Consiliul Local în Comisia de Evaluare a Secretarului, oportunitatea închirierii de pășune,
probleme curente. Pentru luna februarie 28, ca și propunere, organizare rețea școlară în Comuna de Leni pentru anul 2023-2024, aprobare buget de venituri și cheltuieli pentru 2023, documentația închirierii pășune, probleme curente. Și pentru luna martie, date ca și propunere de 30, tematică, raportul anual prezentat de domnul primar, planul anual achizițiilor publice definitiv, graficul de ședință al Consiliului Local pentru trimestrul 2, alegere președintei de ședință. Mulțumesc. Supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Păi, discutăm despre o graficul de ședință. Da, dar... Problema este următoarea, așa cum am discutat și înainte de această ședință, noi o să avem o întâlnire preliminară în care o să vă invit pe toți să participați. Noi o să discutăm anumite aspecte legate de bugetul anului 2023, anumite chestii organizate. Și atunci, în funcție de și anumite lucruri care pot să apară, o să fixăm în așa fel ședința de Consiliu Local, cât să armonizăm toate... Da. Asta este doar o chestiune pe care domnul secretar a delegația să o transmită la nivelul de prefectul Consiliul Județean. Nu e neapărat o dată pe care noi am ținut în mod de expres. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Și pun la vot cine este pentru. Abțineri, împotrivă, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea legii președintului de ședință al Consiliului Local de Leni, județul Iași. Prezintă tot domnul secretar. Da, începând cu luna decembrie, încetează mandatul de președinte al Consiliului Local a domnului Ciubuc. Și propunerea domnului primar pentru următoarele 3 luni, și anume ianuarie, februarie, martie 2023, cu acordul domnului consilier local Negure Neculei, propunerea este pentru dumnealui, ca pentru următoarele 3 luni, să fie președintele lor, președintele lor consiliului. Supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc! 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării prin act adițional al contractului de închiriere numărul 2889 din 17.03.2021, încheiat între OAT Comuna de Leni, județul Iași și Asociația Profesională a Crescătorilor de Animale Mari, Mici și Păsări din Comuna de Leni, județul Iași. Prezintă tot domnul secretar. Dar la solicitarea asta, după cum știm, marea majoritate a suprafeței de pășune din Comuna de Leni este închiriată de către Asociația Profesională a Crescătorilor de Animale. La solicitarea dumnealor și din lipsă de animale în zona Poiana, au venit cu solicitarea să diminuăm pășunea pe care o deține dumnealor prin contract cu suprafața de 18 hectare. Colegii au mers, au măsurat, au făcut schiță acolo. Noi venim cu propunerea diminuării. Deci, din 497 de hectare care le are în total pe toată comuna de Leni, va rămâne cu 479. Asociația Crescătorilor de Animale. Da. Noi avem 1200 și ceva. Da, 1230. Ce o să se întâmple cu astea? Foarte mare. Păi ați văzut și în programul pe care l-am citit. Luna ianuarie vom veni cu studii de oportunitate în... imediat în februarie cu documentația pentru scoaterea la închiriere. Doi doritori pot în spate. De suprafață de teren unde se află? În zona jos undeva de parcul Poiana. Da. Și limașul Poiana. Da. De aici limașul Poiana. Da. Păi dacă e doar plus 100 de mâine, știți? Foarte puțin am înțeles că rămas la Poiana. Dar când vă spuneți, nu știu că dar vă spuneți. Da, e putala. Numărul de animale pe pășuni, și OG 34, care reglementează... Nu știu că e un deficit. Păi nu, dar e solicitarea dumneavoastră. Întrebări? Supun la vot, cine este pentru? Abținem, împotrivă, mulțumesc.
7, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023, într-o primă formă, în Comuna de Lejul de Țiaș. Prezintă domnul primar? Tot domnul secretar. Da, după cum spune și proiectul de hotărâre, este vorba despre planul anual de achiziții publice într-o primă formă. Definitiv va fi aprobat probabil în februarie sau martie, când vom aproba bugetul. Nu o să-i dau citire câte 84 de puncte la treabă dumneavoastră, l-am trimis și pe mail. În speță, consultanți, contracte de energie, rețele electrice, extinderii, gaze naturale, spun gaze naturale, sunt toate contractele care sunt cheie, de consultanți, de execuții, de proiectare, iluminat public, drumuri, aici achiziții, piatră, balast, eu știu, marcaj, tuburi, tot ce înseamnă pentru drumuri. Întreținere, utilaj, tot ce înseamnă proiectul cu privire la supraveghere, video, ceea ce este necesar în încheiere pentru continuarea lucrărilor de cadastru la nivel de comună. Sunt toate contractele care avem intenția de a le încheia. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Supun la vot, cine este pentru? Abține, mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune numărul 5030 din 3-5-2019, încheiat între OATE Comuna de Lejul de Țiaș și doamna Buzămurgă Maria. Prezintă domnul secretar. Da, este vorba despre un lot cu destinație fixă de a construi locuință, închiriat în 2019, la solicitarea dumneei. Nerespectând nici prevederile contractului, am venit cu reziliere și ulterior să o scoatem la concesiune. Deci nu au construit, am înțeles că nu mai are posibilitate să construiască și o solicitat reziliere. Bineînțeles, redevența până la data de actuală este plătită, diferența va fi recuperată dacă e cazul. Întrebări? Supun la vot, cine este pentru? Abținem, mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ajustării prețului pentru apă industrială pentru întreaga are de operare a apa vitală S.A. Prezintă domnul secretar. Da, la solicitarea apa vitală și a SACES solicită majorarea prețului la apa industrială. Ceea ce nu avem noi virarea comunii, dar făcând parte din SACES este necesar și de aprobarea noastră cu 0,52 de lei pe metru cub. Va fi în total cu TVA 4,3 lei metru cub de apă industrială. E ajustare sau majorare? Majorare. Deci cu 52 de lei. Așa e formula de ei, pentru ajustarea prețului la pe industrială, pentru întreaga are de aceea. Ajustarea prin majorare. Vorbim de apa industrială, vorbim de aceeași apă potabilă care o distribuie așa cu prin conductele care e apa de la baraj care apă industrială. Ce înseamnă separat de acea apă menajeră? Apă potabilă? Da. Ei, aici putem să facem o paranteză. Noi, ca și comună, OAT, când avem lipsă de apă potabilă comună, nu putem să accedem niște proiecte și să dezvoltăm niște bazine de acumulare și să avem și o apă industrială? Nu. Tot răzată să luăm. Apa industrială se folosește. Adică, cum să vă explic eu dumneavoastră, ca să înțelegem foarte clar și să delimităm foarte bine două ele. Apa industrială nu are nicio treabă cu apa potabilă. Niciodată niciun furnizor de apă din lumea aceasta nu va furniza către populație apă industrială. El poate furniza către populație la robinet sau în cantine sau în școli sau unde vreți dumneavoastră doar apă potabilă cu certificat de calitate avizat de Direcția de Sănătate Publică, pentru că dacă ferească Dumnezeu operatorul sau cineva are o problemă și se constată că acea problemă este din cauza apei care a fost furnizată de operator, operatorul este pasibil să răspundă penal. Apa industrială nu are nicio treabă cu apa potabilă. Noi nu putem
nu avem două rețele distincte, pe una să furnizăm apă potabilă și pe una să furnizăm apă industrială. Noi avem o singură rețea de apă. Apă potabilă, doar atât. Mai mult de atât. Pe raza localității noastre nu avem operatori care să aibă nevoie de apă industrială și să o folosească. Nici conducte cu apă industrială. Deci, așa cum a spus domnul secretar la început, acest proiect de hotărâre nu vizează Comuna de Leni absolut deloc. El a fost aprobat de către organismul de la nivelul asociației Arsaces, iar procedura prevede ca toate OAT-urile care fac parte din această asociere să emite hotărâri în sensul ăsta. La nivelul că am participat la ședința de la Arsaceț, votul a fost pentru acolo. Adică la nivelul asociației, cei care și-au exprimat votul a fost pentru, dar acest vot trebuie reconfirmat prin hotărârile Consiliului Local. Adică noi, prin această hotărâre, ne confirmăm faptul că suntem de acord cu această ajustare, majorare din 0,52 de bani. Și până la urmă, 0,52 de bani, cum să vă explic eu? Discutam, cred că astă vară, când era seceta aia și spunea că prețul pe metru cub de apă este, nu știu, 5 lei. Imaginați-vă că nu ai apă, să dai 5 lei, să-ți aducă cineva o tonă de apă. Deci asta are treabă. Eu la lucrul acesta m-am referit. Deci apa industrială nu face parte apă potabilă, este astfel conducte separată, folosesc industrial ce ce produc industrial. Și aici mă refer, dacă în comuna noastră avem producători, cu certificat de producător, care au nevoie de apă industrială, legume, fructe, ferme, animale, terenuri de irigat. Dar n-avem conducte. Nu, nu, nu dați voie. Deci eu nu zic cui ne facem. Trebuie să avem în vedere că posibilitatea ar fi în comuna noastră, dar toate apele care le-am adunat acolo unde trebuie, ar fi o rezervă de apă industrială și în menajer. Problema e numai acum trebuie să văd. Nu putem să facem cu hopta o strecură. Dați-vă, adică a fost doar la un gând, la o idee, ca să discutăm, să înțelegem și noi ce înseamnă apă industrială, apă potabilă, cine o consumă, cine ar avea posibilități să o administreze. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mai aveți întrebări? Supun la vot cine este pentru. Israelia, așa. Mulțumesc! Absolut! Ordinea de zi suplimentare, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea, vă rog, prelungirii valabilității planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism al Comunei de Leni, județ Iași. Da, după cum știm, regulamentul de urbanism și planul urbanism general a fost aprobat în anul 2022, în decembrie. 2012, scuzați, în decembrie. Anul acesta are 10 ani, în decembrie, deci încetează să mai producă efecte. Noi deja, după cum știți, că am aprobat în Consiliul Local în 2021 participarea la program și deja avem și contractul semnat pentru întocmirea unui nou plan urbanism general la nivelul Comunii de Leni în format digital. Legislația ne permite până la aprobarea celui nou care se lucrează deja să-l putem prelungi pe acesta ca să avem posibilitatea emiterii în continuare de certificat de urbanism și autorizații pentru construire. Mulțumesc. Întrebări? Supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. 2. Informare cu privire la încheierea contractului pentru obiectivul de investiții, continuare lucrări înființate distribuție gaz naturale în Comuna de Leni. Stimați colegi, am ținut să vă prezint acest contract care vizează continuarea lucrărilor privind înființarea distribuției de gaze naturale în Comuna de Leni, județ Iași, pentru că am finalizat procedura de licitație. Deja avem un câștigător declarat cu care am semnat contractul de finanțare, chiar dacă încă nu am semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării. Contractul cu Ministerul Dezvoltării sperăm să-l semnăm până la sfârșitul anului. În cazul în care nu îl semnăm până la sfârșitul anului, va fi semnat în luna ianuarie cu siguranță. Dar datorită faptului că ne-am mișcat foarte repede, cred că suntem printre, eu știu, n-ar vrea să zic chiar prima comună care am finalizat deja și procedura de licitație pentru contract care urmează să-l desfășurăm în anul următor.
pentru că noi avem finanțarea asigurată prin Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național Anghel Salin. Și la data când vorbim, am câștigat cel puțin 6 luni de zile, pentru că am finalizat procedura de licitație în anul 2022. Avem aici termeni de execuții la proiectare, de fapt reactualizare proiectării, pentru că noi avem proiectare pe cei 49 de kilometri, dar se face o reactualizare a proiectului. Avem 4 luni termen de execuții la reactualizarea proiectului și un an de zile termen de execuții. Cel care a câștigat licitația este o firmă de la Ploiești, cred că de la Ploiești, da? Habou se numește, Habou SRL, este o firmă cu mai mult acționariat. Ea a spus că va finaliza lucrările în termen de 6 luni. Adică termenul de execuție a celor 49 de kilometri va fi de 6 luni. Valoarea totală conform devizului este de 4.081.000 de lei. Ce plus mie valoarea totală a construcției este de 3.481.000 de lei. Pentru că aici avem și proiectare și asistență din partea proiectanților și deci asta înseamnă că modalitatea sau modul în care lucrăm noi la nivelul aparatului de specialitate din cadrul subordinea primarului este unul care este profesionist, pentru că ceea ce am făcut noi aici n-am făcut decât să câștigăm câteva luni de zile, care înseamnă foarte mult în ecuația timpului. Ne gândeam așa, că doar dacă am fi avut o contestație la licitația asta, se mai ducea pe puțin 3 luni de zile. Adică dacă ai o contestație la o licitație, lucrurile se complică. Aici au fost mai multe firme. Deci n-a fost o singură firmă, au fost mai multe firme care au participat la licitații cu documentații foarte complicate. Am avut experți coaptați, firme cu care colaborăm de consultanță. Adică nu este ușor să gestionez o documentație care are implicații mai mari. Nu avem la nivelul aparatului de specialitate, noi nu avem specialiști pe gaze, nu avem specialiști pe ape, nu avem ingineri specializați, nu avem... De-aia e nevoie să apelăm la oameni, firme cu care să colaborăm, care să aibă responsabilități pe informațiile care le furnizează, că până la urmă decizia finală, să știți, că o ia Primăria de Len. Niciodată nu o decizie finală nu ia o firmă de consultanță sau nu știu cine. Dar ei ne furnizează pe bază de contract, pe bază de semnătură, toate informațiile pe care noi le solicităm sau toate neclaritățile pe care le avem vis-a-vis din modul cum este formulată o ofertă tehnică. Aici mă refer în primul rând la ofertele tehnice. Pentru că nu poți să analizezi o ofertă tehnică pe gaz dacă nu ești specializat în așa ceva. Din punct de vedere financiar contabil, să zicem că ne descurcăm. Că acolo este vorba de cifri, este vorba de una de alta, ne dăm seama. Dar pe tehnic, trebuie să fie foarte bine pus la punct. Eu îi felicit pe colegii mei care au făcut parte din echipa de gestionare a acestui contract. Mă bucur foarte mult că am reușit ca până la finalul anului, că ăsta e așteptat vietul nostru, să avem contractul semnat. Asta este un obiectiv, zic eu, care a intrat deja în linie dreaptă și chiar dacă la un moment dat se făceau niște speculații, băi, știți, uite, vedeți, umblă prin sat, acum aș strânge semnături pentru gaz, că nu știu ce o să se întâmple. Nu, e un proiect care va deveni operațional și vom avea 49 de kilometri de rețea de gaz extinsă, vom avea modernizate rețele de gaz existente, inclusiv cu branșamente la limita de proprietate. Adică acest proiect va viza aplicarea tabloului până la limita proprietății, urmând ca de acolo proprietarii să-și dezvolte acest sistem. Știți cu toții că s-a discutat foarte mult că sunt costuri foarte mari și noi știm lucrul ăsta, cu branșamentul până la limita proprietății, care până acum ar suporta beneficiarul, cel care vrea să-și tragă. A fost o întreagă discuție, să știți, și la nivelul ASACES-ul, vis-a-vis de branșamentele care se fac pe domeniul public. Pe domeniul public, singura autoritate care are voie să investească este autoritatea locală. Pe domeniul public nu poate să facă persoane fizice investiții. Și aici este o discuție un pic mai complicată, nu știu cum o să se finalizeze. De altfel și la apă.
investițiile care vor fi la apă se va duce inclusiv până la limita proprietății cu branșament, urmând ca de acolo cel care își va extinde rețeaua de apă, de canalizare, de gaz și așa mai departe, pe proprietatea lui să-și suporte toate costurile. Dar până la limita proprietății, să găsim resurse de finanțare ca noi să putem asigura apa și gazul până acolo. Deci eu zic că este un lucru bun și chiar mă mândresc, ca să spun așa, că echipa de la primărie a reușit să gestioneze un contract de o valoare așa mare, pentru că e o licitație de peste 8 milioane de euro. Nu este foarte simplu să gestionez o licitație de genul ăsta. Mulțumesc frumos! O întrebare din curcuț așa. Aici probabil o să prindu și sub traversări, nu? Dacă s-a inventat altceva, nu s-a inventat altceva. E un lucru foarte... Da, mai precizez un lucru, pentru că noi avem pe Angel Salini și un proiect în care urmează să asfaltăm 6,5 km de drumuri comunale. Cu siguranță niciunul din drumurile comunale nu va fi asfaltat până nu vom finaliza extinderile de gaze, extinderile de apă și de canal. Adică trebuie să fim foarte clar și foarte bine înțeleși. Nu ne mai putem permite să facem... Nu. Mihai, cu accentul dumneavoastră o să vă aduc la cunoștință faptul că în perioada octombrie-noiembrie, Primăria Comunii de Leni a fost auditat de doi inspectori din partea Casei de Conturiaș, unde a verificat activitatea economico-financiară a Comunii de Leni. Ei fac din 3 în 3 ani, fac aceste verificări. O să vă citesc raportul Curții de Conturi, pentru că sunt foarte multe lucruri scrise aici. Ei cu siguranță vor solicita să emitem și o hotărâre din Consiliu de luare act de acest raport al Curții de Conturi, dar eu nu am vrut decât să vă aduc dumneavoastră spre atenție și nu numai dumneavoastră, și opinii publice din Comuna de Leni, să înțeleagă un lucru care este foarte simplu. Primăria Comunii de Leni, așa cum și acum 3 ani și acum 6 ani și tot așa mai departe, în urma controlelor de la Curtea de Conturi, nu a înregistrat abateri de la cadrul legal, nu au fost constatate nereguli majore care să influențeze în vreun fel negativă activitatea economică financiară la nivelul Comunii de Leni. Nu au fost înregistrate prejudicii, nu au fost înregistrate debite, și așa mai departe. Ceea ce este, zic eu, un lucru bun, un lucru care ne dă nouă o stare de liniște, în primul rând, pentru că asta este un lucru extraordinar și ceea ce este foarte important, se confirmă încă o dată că la nivelul Comunii de Leni, la nivelul aparatului de specialitate din subordinea primarului, se lucrează cu profesionalism, se lucrează cu respectarea cadrului legal, și cred eu că asta este un lucru foarte important. Cele două, trei lucruri care a trebuit să le reglăm a fost vorba de domeniul public și domeniul privat. Știți că am emis o hotărâre din Consiliu unde am trecut mijloacele fixe, că noi le avem în domeniul public și ele trebuiau trecute în domeniul privat. Este vorba de utilaj, greder, tractoare și ce mai avem noi. A fost o chestiune care am legat-o cu contul 462, acolo unde erau garanțiile de bună execuție. Dacă, de exemplu, un constructor, noi oprim garanții de bună execuție pentru toate lucrările care se execută la nivelul primăriei de Leni. El are posibilitatea, dacă acea lucrare a fost făcută conform și nu au fost înregistrate în procesul verbal anumite notificări, să solicite garanția de bună execuție după procesul verbal definitiv înapoi. Dacă nu solicită acel lucru în termen de 3 ani de zile, acea sumă se face venit la bugetul local.
Înțelegeți? Și a fost un caz, două, unde s-au găsit sumile astea și ele au fost făcute venit la bugetul local. Acum ne mai avem posibilitatea ca cel care a executat lucrarea să mai solicite banii respectivi. Vă pot spune doar atât, că în, la punctul 13, vedeți 13, americanii se folosesc 13 de loc creanțe, inadvenție sau imperfecțiuni în cadrul legislativ, educație precum și propuneri privind îmbunătățirea acestuia. În urma acestui control, Camera de Conturi spune așa, în urma derulării misiunii de audit financiar, echipa de audit nu a formulat propuneri privind îmbunătățirea cadrului legislativ în ceea ce privește modul cum s-a lucrat la nivelul primăriei de lemn. Eu, sincer, să știți că mă simt onorat și, bineînțeles, implicat în tot ce s-a întâmplat la nivelul comunii de lemn și cu atât mai mult faptul că din 2008 și până acum Primăria Comunii de Lemn, în urma controlelor care au fost efectuate, nu numai din Camera de Conturi, pentru că Primăria Comunii de Lemn nu este controlată numai din Camera de Conturi. Noi, în decursul unui an, avem controle pe mai multe linii, avem controle pe tot ce înseamnă acte administrative pe care le gestionează domnul secretar, avem controle pe Camera Agricolă, avem controle pe stare civilă, avem controle pe situații de urgență, avem controle pe mediu. Nu am fost sancționați, nu avem proces în derulare, nu avem debite constatate, ceea ce înseamnă că se lucrează profesionist. Vă aduc și dumneavoastră un mesaj de mulțumire pentru că sunteți implicați în, în activitatea Comunii de Lemn, pentru că ați spus și dumneavoastră și ați răspuns pront atunci când a fost nevoie să emitim anumite hotărâri. Bineînțeles că și aparatul de specialitate din, din subordinea primarului, cât și eu personal și doamna viceprimar, niciodată nu am încercat să vă furnizăm informații eronate. Întotdeauna v-am prezentat lucrurile cu transparență, cu fidelitate, cu profesionalism. Ați avut acces și aveți acces nelimitat la orice informații pe care dumneavoastră doriți să o studiați, să o însușiți, să o discutați. Adică chiar și faptul că toate ședințele Consiliului Local de Lemn sunt televizate este un lucru de transparență până la urmă. Să știți, este o modalitate prin care cetățenii din comuna noastră pot vedea în direct modul cum se desfășoară și cum sunt analizate problemele cu care ne confruntăm la nivelul comunii de lemn. Deci, fericit de echipa de la primărie care, cu care colaborez foarte bine. Le mulțumesc, le doresc în continuare să fie la fel de implicați, să fie la fel de studioși, să fie la fel de riguroși în ceea ce privește analiza documentelor care ajung la dumnealor. Să știți că întotdeauna le-am spus foarte clar, eu niciodată nu am solicitat vreunui coleg din primărie sau vreunii comisii de licitații sau altfel să nu-și facă treaba. Le-am spus întotdeauna să nu emită nicio plată până nu verifică foarte bine dacă lucrarea este executată. Adică niciodată să nu facă o plată până nu se verifică dacă lucrarea este executată. Dacă în spatele acelei documentații care ajunge la vizat, la plată, sunt toate documentele prevăzute de lege. Pentru că este foarte important lucrul ăsta. Pentru că altfel, dacă nu, să știți că la avalanșa foarte mare de lucrări, de lucruri care se adună, dacă nu ești atent, se pot strecura erori. Nu ne gândim la inginerii care să le facem, dar se pot strecura erori și ar fi păcat ca să te trezești cu anumite erori pe care nu le-ai făcut la momentul care trebuie. După aia când ai un raport al Curții de Conturi sau când ești verificat, să-ți dai seama că sunt anumite sume care le-ai plătit în mod, eu știu, eronat sau la plata respectivă lipsești un document, lipsești o aia, nu-mi pun în discuții ca lucrarea să nu existe făcută în fizic, pentru că așa ceva nu este posibil. Adică nu este posibil să decontăm o lucrare care nu este executată. Pentru toate lucrările, să știți că se solicită garanții de bună execuție și constructorii au responsabilități. Au responsabilități. Acum, vă spun cu sinceritate că chiar dacă constructorii au responsabilități
se pot întâmpla cazuri când o firmă care trece pentru o situație delicată intră în insolvență sau undeva și nu mai ai cui să te adresezi, nu mai ai de unde să recuperezi sau nu mai ai de unde să trebuiască să refaci o lucrare. Și atunci, întotdeauna, cel care suportă toate, să spunem așa, neclaritățile, este beneficiarul, primarul. De-aia se emite pentru lucrări și o asigurare obligatorie pentru lucrări. Adică tot la încheierea unui contract, el vine și aduce o asigurare, mă înțelegeți, care asigură lucrările. În caz de se întâmplă ceva, asiguratorul suportă. Cam asta este cu raportul Curții de Conturi. Eu îl bifez și pe ăsta ca un lucru bun pentru Comuna de Len și mulțumesc tuturor celor implicați. Acum, aș vrea să spun doar atât. Totdeauna un control, mă rog, e ceva care poate să spună semne întrebare, dar aspectul pozitiv de care prezintă un control este că arată celor care nu lucrează direct în primărie cetățenilor că acest proces de lucru desfășoară legal. Și în felul ăsta, cetățenii sunt informați, de exemplu, la primăria de Len, că totul s-a desfășurat în mod legal și corect. Pentru că nu toată lumea are acces mereu. Sunt mulți care își pun întrebări. S-au cheltuit banii, cum s-au cheltuit. Dar venind un control de la Curtea de Conturi și făcând un raport și după cum raportul iese că este pozitiv, cei care sunt cărcotași așa, cu ocazia să slămuriți că trebuie de curs normal și legal. Și este foarte important să știe lumea că trebuie de să desfășoare în mod legal și asta pentru că oamenii țin să facă toate treburile profesioniste. Și eu vreau să felicit că raportul este pozitiv și după cum ar da și domnul primar, nu au fost chestiuni negative constatate. Da. Mai aduc în atenția dumneavoastră două lucruri care s-au finalizat, că tot așa la un moment dat, știți, când noi rețelele de socializare în ședință de Consiliul Local aprobăm indicator tehnico-economic pentru investiția X, spune că scoatem la licitație investiția Y, spune că nu știu și cineva spune, băi, bun, dar când ne mai finalizați, când mai faceți nu știu ce recepții, că nu știu ce. Păi uite, vă spun așa, cele două obiective din Compania Națională de Investiții au fost finalizate. Cei 3,2 km de drum care au fost făcuți prin Compania Națională de Investiții în valoare de 3,9 milioane de lei au fost finalizați, urmează ca recepția să se facă în luna ianuarie. Sala de sport de la Maxup, o valoare totală de 8.140.000 de lei, a fost recepționată pe data de 6 decembrie. Urmează să-i facem inaugurarea acestei săli de sport, pentru că noi au făcut recepția constructorul cu CNI-ul și cu noi, ne-au predat obiectivul nostru, dar noi încă nu am pus în, cum să spun eu, nu am dat drumul la sala de sport. Urmează să acolo să finalizăm calea de acces. Nu s-a mai putut datorită timpului, pentru că noi acolo avem proiect cu asfaltare, cu tot, ca să fie foarte frumos, după care trebuie să facem un regulament de funcționare a acelei sale de sport, pe care trebuie să-l aprobăm în Consiliul Local. Acea sală de sport trebuie să aibă un regulament de funcționare, să știe foarte clar care sunt condițiile și cum poate funcționa acea sală de sport. Ea va fi cu precădere, va avea o destinație clară, școlile și copiii din școlile din Comuna de Len, urmând ca activitățile auxiliare care se vor desfășura acolo să fie aprobate de către Consiliul Local. Și modul în care se va face accesul acolo și așa mai departe. Sunt câteva lucruri care trebuiesc foarte bine gestionate. Vă dați seama, două investiții, una de 8.140.000 și una de 3.960.000 investiții care le-am făcut cu bani de la Compania Națională de Investiții. De ce am reușit să facem lucrul ăsta? Pentru că am avut capacitatea să pregătim documente, să le ducem acolo, să fim pronți, adică să răspundem la toate solicitările care ne-au fost făcute de către ei, să punem toate documentele la dispoziție, să fie tot în regulă,
Să nu vă imaginați că la Compania Națională de Investiții doar sunt câteva comuni care depun. Acolo este o concurență foarte mare. Sunt foarte multe proiecte care așteaptă să fie finanțate. Și eu mulțumesc și mă bucur foarte mult că am reușit să finalizăm aceste obiective. Urmând ca de aici încolo să analizăm, să vedem ce posibilități și ce oportunități de finanțare nu mai avem prin Compania Națională de Investiții sau prin alte linii de finanțare care vor fi deschise de către Guvernul României sau de către alți operatori din sau alți finanțatori din România. Eu știu că acum ce mai putem noi finanța este prin PNRR, prin programul ăsta național de reziliență. Ne referim la fondurile europene. Cam asta au fost informările care doream eu să vi le spun și mai vreau să mai fac câteva precizări pentru că urmează sărbătoarea Crăciunului. După sărbătoarea Crăciunului urmează câteva zile lucrătoare, după care urmează sfârșitul de an în care noi avem organizat câteva evenimente. Aș vrea să aduc în atenția cetățenilor din Comuna de Leni câteva lucruri care sunt foarte importante. Ajutorul de încălzire. Ajutorul de încălzire. Știți că foarte mulți cetățeni din comuna noastră au depus documente pentru ajutor de încălzire. Astăzi au fost, s-a ridicat de la bancă o sumă pentru acordarea ajutorului de încălzire. Începând cu mâine dimineață, 8 și 15 minute, vom începe distribuirea banilor către cetățenii care sunt îndreptățiți să ia aceste sume. Colegii de la noi vor lucra mâine toată ziua până la ora 14. Îi rugăm pe toți cetățenii care au ridicat acest bani să prezintă la sediul primăriei pentru a ridica banii. Sâmbătă, duminică și luni nu se lucrează, sunt zile libere. Vom începe să dăm bani începând cu a treia zi de Crăciun. Totodată vă informez că pe data de 29 decembrie, fiind ultima joi din lună, se ridică gunoiul selectat. Așa că îi rog pe cetățenii din Comuna de Leni să pregătească așa cum deja s-au obișnuit, cu noi selectat frumos la poartă, unde operatorul va veni să ridice acest gunoi. În altă ordine de idei, invităm pe toți cetățenii din comuna noastră și nu numai, pe data de 31 decembrie, începând cu ora 15:30, în fața primăriei de Leni, unde vom organiza festivalul de date și obiceiuri, așa cum se obișnuiește la noi de foarte mulți ani de zile. Avem pregătit aici spectacol organizat de către grupurile noastre vocale și folclorice de pe lângă, care activează în jurul căminului cultural. Avem obiceiuri care sunt pregătite ad hoc de către tineri din comuna noastră. Avem invitat special, avem foc de artificii. O să servim o șampanie la trecerea dintre anii undeva la 12. Dar noi o să servim înainte lucrul ăsta. Vă invităm și pe dumneavoastră să participați la acest eveniment, că până la urmă acest eveniment se desfășoară cu implicarea dumneavoastră și cu sprijinul dumneavoastră, pentru că Consiliul Local a aprobat și finanțează desfășurarea acestui eveniment, care zic eu că este unul frumos și așteptat de foarte mulți cetățeni din comuna noastră. Pe această cale îi rog pe cei care vor veni la acest eveniment să nu folosească artificii, să nu folosească petarde, să nu folosească obiecte care fac zgomot, pentru că sunt părinți care vin cu copii, sunt oameni în vârstă. Dacă îi pocnește unui om în vârstă o petardă lângă el, sau așa mai departe, se pot întâmpla, pe lângă disconfortul mare pe care îl creează, se pot întâmpla și tragedii. Adică se pot întâmpla accidente, se pot întâmpla lucruri negative. Și n-ar vrea ca forțele de ordine care vor asigura, să spunem așa, paza sau liniștea la acest eveniment, să fie nevoită să aplice sancțiuni sau mai mult de atâta să fie persoane care nu am avut până acum chestiuni de genul ăsta, dar eu mă văd obligat să spun lucrul ăsta și să-i rog pe cei care, să spunem așa, le place să audă zgomotul pocnitorilor sau petardelor, să fac undeva izolat, la dânși acasă, și nici acasă nu este indicat. Mare atenție la manevrarea celor care vor avea artificii.
în seara de anul nou. Artificiile, dacă nu sunt gestionate corect, tot așa pot provoca accidente. Mai mult de atât, un artific din ăsta care e dat și ajunge undeva pe casa cuiva sau ajunge undeva unde există, se transură la animale, poate să ia foc. Noi să știți că întotdeauna când organizăm focul de artificii aici la primărie, firma care vine și organizează, stabilește un perimetru, sunt oameni specializați, care sunt profesioniști, răspund întru totul. Adică nu ne permitem noi să facem lucruri din genul ăsta care să pună în pericol, să spunem așa, prezența celor care vin aici. Și pentru că suntem la final de an și la început de an, pentru că știți, în luna decembrie, să spunem că e luna finalului de an. Nu, eu zic că este o lună în care aducem și venim cu toate lucrurile bune pe care noi le-am făcut în decursul unui an și mulțumim Bunului Dumnezeu că la nivelul comunii noastre se întâmplă lucruri de genul ăsta. Mulțumesc din suflet tuturor celor care sunt implicați în păstrarea, promovarea datelor și tradițiilor din comuna noastră. Să știți că noi am devenit un etalon așa la nivelul județului Iași. Numai anul acesta am avut pe Andrei Gheorghe de la Poiana, care a obținut din partea Ministerului Culturii o diplomă care se obține foarte greu, Tezaurul Uman Viu. Este un document cu o valoare extraordinar de mare. Deci el a fost recunoscut la nivel național pentru toată activitatea lui în Olărit, în meșteșugul lutului, și a obținut această distinție, care este foarte importantă. Domnul Nicolae Florea, din partea Consiliului Județean, a obținut tot așa o diplomă prin care se recunoaște și medalii prin care se recunoaște meritul pentru păstrarea, promovarea folclorului în zona noastră și pentru Cobzar, că el este printre ultimii Cobzari din zona noastră. Neaculiță Floarea are 82 de ani, este un om extraordinar și face un lucru deosebit. Și nu în ultimul rând, și ceilalți oameni implicați în aceste activități, doamna Aurica Gâlcă, doamna Zanfira Boboc, doamna Inela Ciocan și nu în ultimul rând și doamna Maria Șalaru, care este fica satului și ea ne reprezintă cu cinste pe peste tot, chiar dacă în ultima perioadă, datorită unor probleme, nu a reușit să mai ajungă foarte des la Belen, dar este implicată și colaborează foarte bine cu doamna Ionela Ciocan și cu copiii de la Muguri de Stejar. Părintele Dănuț Fotea cu doamna preoteasă face un lucru extraordinar acolo la Feredeni cu Urgheșul și Urgheșelul. Să știți că am fost cu ei și am colindat la Mitropolia Moldovei. Am rămas impresionat să vezi 60 de copii care sunt foarte bine pregătiți și instruiți. Doamna Aurica Gâlcă a participat pe 17 decembrie la parada costumilor populare și la festivalul Datin și Obiceiuri, care a fost organizat la Palatul Culturii la Iași. Adică sunt lucruri cu care ne mândrim și care zic eu că ne fac nouă cinste. Și până la urmă, asta este diferența dintre a fi la sat și a fi la oraș. Asta e diferența. La sat trebuie să păstrezi vie toate aceste obiceiuri care se întâmplă atât în preajma sărbătorilor de iarnă, atât în preajma sărbătorilor pascale și celelalte sărbători pe care le avem. Și să cade să le mulțumim acestor oameni că sunt implicați, bineînțeles să cade să mulțumim și nouă administrației locale, dumneavoastră Consiliul Local, pentru că ne preocupă lucrul ăsta și că asigurăm resursa financiară. Pentru că vă spun cu toată sinceritatea, în momentul în care nu asiguri resurse financiare, nu ești implicat în treaba asta, nici oamenii nu mai au curajul să facă lucrul ăsta și atunci lucrurile astea se pierd așa se pierd în neant și o să ajungem să facem la obiceiuri poză la poză și să spunem că așa era odată. Da, eu am convingerea că la Deleni nu se va întâmpla lucrul ăsta și cu siguranță în multe localități din România nu se va întâmpla lucrul ăsta, că am văzut că în ultima perioadă există o aplicare și o preocupare mult mai mare, mai peste tot, ca aceste date în tradiții și obiceiuri să fie păstrate, promovate și transmise din generație în generație. M-aș bucura foarte mult dacă ar fi alocați bani
cum să vă spun eu, prin buget, prin bugetul național, fixați spre așa ceva. Ei sunt alocați prin Ministerul Culturii, mă înțelegeți? Dar acolo rămân așa, la latitudinea unora sau altora, cum îi folosesc sau cum nu îi folosesc. Așa cum noi, de exemplu, prin bugetul la nivelul comunii de lemn, ducem bani chitiți acolo, direcționat. Noi banii ai de acolo nu putem folosi în altă parte decât pentru așa ceva, ceea ce este un lucru bun. Și pentru că suntem la ultima ședință din acest an, dați-mi voie să vă adresez și dumneavoastră un cuvânt de mulțumire. Să vă doresc din tot sufletul să fiți sănătoși, dumneavoastră și cei dragi dumneavoastră, să aveți un Crăciun liniștit și fericit alături de familiile dumneavoastră, să ne dea Dumnezeu gândul bun și întotdeauna să folosim energia pozitivă pe care o avem pentru a face cât mai multe lucruri bune pentru cetățenii din comuna noastră, pentru că ei, să știți că își pun mari speranțe în ceea ce facem noi aici și ar fi păcat ca noi să nu folosim energiile pozitive pentru a crea, să spunem așa, o oază de liniște, o oază de confort la nivelul comunii noastre, pentru că și noi ne ducem viața aici, trăim aici, avem părinți, avem copii, chiar dacă o parte din copiii noștri, poate vremelnic așa, sunt duși într-o altă zonă, într-o altă țară, pentru a asigura un confort mult mai bun. Același gând de bine îl transmit și cetățenilor din comuna noastră. Le doresc să fie sănătoși, să aibă sărbători liniștite, să se bucure alături de cei dragi de sărbătoarea Crăciunului și așteptăm pe toți pe data de 31 decembrie la primăria comunei de Lemn pentru a vedea împreună obiceiurile frumoase pe care le avem noi. La mulți ani sărbătoarea Crăciunului, mesajul de la mulți ani pentru anul 2022 și anul 2023 îl vom transmite împreună, sunt convins, pe data de 31 decembrie. Vă doresc sărbători binecuvântate la toți și Dumnezeu să ne aibă bază. Mulțumesc! 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 Mulțumesc!